Bună dimineața, băiețici, și bine v-am găsit la un nou vloguleța. Astăzi suntem, băieții, dezghici unde. Ne-am trezit că n-am dat drumul la vloguleze, când am plecat de la Cluj, fiindcă am plecat la ora 12 noaptea de la Cluj. Am băgat caberile toată noaptea, am ajuns aici undeva pe la amiază. Ieri am descărcat o singură descărcare ca băieții și m-am pus la pauză și am dormit vreo 12 ceasuri de am rupt normele. Iar acum mai marți dimineață, săptămâna în curs, așteptăm să ne dea Roxana încărcare, mi-a trebuit să o sunăm că e trecut de 8 jumate și nu zice nimic ca bandita. Am dormit pe marginea drumului, ca și câine maidanez, încă ne bem cafeluța, o ceașcără de cafea. Bun, vreau să vă spun de un aspect foarte important. În vlogul anterior știți că am fost cu baucăza de camion, cu AK Cotarca sau AKA Cotarca, și v-am făcut acolo o scurtă mini prezentare a unui camion comparativ la aproximativ aceiași kilometri, care v-am spus că în el e ca și primăvară. Și vreau să vă spun că în acest moment dezghici cu ce camion am prins cursă, cu camionul primăvară. Sta să vă arăt. Căcec! Suntem cu acest milionar de camion în care eu v-am spus că am impresia că vine primăvara în acest camion. Mega grijit sau repus la rând de acest coleg care, apropo, dacă cumva te uiți la vlogulețele mele, ești coleg de-a meu și te uiți la vlogulețele mele, fiindcă am colegi care să mă uită la vlogulețele mele, vreau să spun că acest camion are DSE număr și vreau să spun numai respect, pentru că ai ales să trăiești în curățenie. Nu știu cine ești. Ia uitați. Șof retapițat sau cum se numesc, reîmbrăcat volanul. Fiindcă știți că volanile la numărul ăsta de kilometri la DAF începe și să iau o negreală de pe ele, devin, nu știu, să rod, așa ca și radiera și practic îți jalnice de condus. Omul și-a pus ceva, respectele mele, frumos și-a pus pe jos și-a cumpărat tapițerie sau cum să o numim, aceste preșuri care le găsești pe net, care nu sunt foarte scumpe. Un detaliu foarte important, ia uitați, și-o retapițat șezutul la scaun. Spătarul văd că e ok, nu l-o retapițat și de asemenea au făcut aceeași chestie și cu acest scaun, care bineînțeles că contează foarte, foarte mult, fiindcă după un an, dacă folosești scaunul, dacă ești unul dintre aia care folosesc scaunul fără să pui o husă de protecție pe el, vreau să vă spun că e un miros clar, ca și papucii. Poartă papucii gen o lună și nu-i spăla. Și vezi că o să înceapă să prindă miros, că transpiri în ei, intră praf, umezală și așa mai departe, la un moment dat prind miros. Nu așa e și cu scaunul, dacă tu nu-l protejezi pentru o husă care s-o speli periodic, să nu bagi în bolă scaunul, nu-i mașină mică să merg până la lucru să vin apoi. Stai atâtea ore pe scaun, la un moment dat clar că pute! Și bănuiesc că scaunile astea erau un halola și din cauza asta colegul ales să le retapițeze. Și asta e. Bine, la cum văd eu camionul, sper convins că nu el l-a băgat în bolă. Că așa o fi luat camionul. Ia uitați, aici avem și un copăcel și un zar. De-aia v-am spus eu că vine primăvara, așa când te uiți în față și vezi un copăcel. Nu, și e bestial, mie îmi place la nebunie camionul ăsta. Avem și aici pe Transx tot felul de imagini. Avem like-uri, inimioare. I like it. Ia, băiețici, să dăm un star vlog pe aici, pe la Oltenița. După cum v-am spus că-s la Oltenița, după ce roxăneata noastră ieri am luat legătura cu ea și o zis că ne auzim astăzi, încă e minte în ora 9 și nu zice nimica. O să iau telefonul, să-i dau un telefon și să vedem unde merem. Un pic e cam
ispititoare cursă, având în vedere că îs la Oltenița, adică exact lângă Bulgaria. Eu am făcut așa cu o jumătate de euro propunere de acolo la 2 km mergi în carci din Bulgaria. Ia să vinem aici. Un anume coleg aici care bănuiesc că ne-am înțeles prin semne, bănuiesc că vrea să descarce la firma din porta căruia eu mi-am făcut pauza, dar n-am nicio treabă cu firma asta, practic. Practic, eu numai aici am găsit loc și aici m-am acăzit la pauză de 9 ceasuri. Da, deja e vreo 17 ceasuri. Și la cum mi-a spus ea că da, dați numai 2 km încarci ceva de la ruse. Vrjala e că îți 2 km, dar faci vreo 24 de ore să intri, 24 de ore să ieși și poc ai făcut vreo 2 zile pe aici să mergi să încarci marfa pizdii. Și plus că am și eu principiile mele, că am zis că bă, eu mă angajez șofer pe țară, nu vreau să mai trec vămile. Punct! Abonamentele mele de telefonie sunt așa făcute în asemenea fel încât n-am niciun beneficiu în roaming. Practic n-am internet, n-am nimic, numai în țară. Nelimitat în țară și mi le-am făcut la un preț ok. În momentul în care o să aleg probabil voată să-l cup extern, trebuie să-mi schimb tot, abonamente, telefon, nici GPS n-am. Spune să mă duc în Bulgaria că n-am GPS, că pe internetul meu, eu n-am internet în Bulgaria, eu sunt pregătit pentru țară, unde nu trebuie GPS, îmi trebuie numai Google-ul, unde ajung, trec în Bulgaria, nu merg Google-ul, că nu am net. În fine, astea sunt detalii, pentru mine neimportante, că nu mă duc. Numai așa pot să mă duc cu trenul de la Oltenița acasă, că n-a mai fost zic când eram elev cu trenul. Numai să mă enerveze, așa mă dau jos din camion și mă duc cu trenul la Cluj și îmi bag pula el camion și ele curse. În fine. Hai să-i dăm un telefon la Roxana să vedem ce zice Roxaneata. Și i-o dăm pe piteică. Adică pune în camera pe cap când i-o dăm pe piteică de aici să vedeți cum ieșim până Oltenița sau pe unde merem de aici. Ia să vedem ce zice Roxana noastră. Deja stau aici, băga mea și gura mea încă. De cât timp stau? Intre n-am 20 de ori când stau. Bag încă. Direct mi-a dat ocupat. Bun, esperar aquí. Bună dimineața. Dimineața doar. Ce faci, Roxaneata? Da. Păi, nu știu, pornește-te către București, așa da. Încet, nu foarte tare. Viu încet, în limita vitezei legale, să ne iau amendă. Da. Eu nu prea am marfă și atunci să aș vrea să te încarc cu ceva marfă de clupaj, dar să vedem să iei ceva de la noi din Cefin. Uh-huh. Este o bară de 6 metri, dar îngust, 300 de kg și să vedem ce sunt mai bun pe lângă, că nu prea e marfă, știi? Mm-hmm. Pornește-te și încet, încet, când ești la intrare în București, sună-mă. Da, bine. Ok. Mersi. Bine. Pa, pa. Bine, mă, băieții, mă. Nici că se putea mai bine, hai că nu mai rămân în Bulgaria. Nu trebuie să mă sfădiesc cu toată lumea, nu trebuie, am scăpat. Căceang, mă, băieții, mă, ia să o dăm frumos pe piteică de pe loc, după cum ați auzit-o și pe prințesa Roxana. Ne-a dat drumul, numai ce o ridicare de spate la The Camion, fiindcă e la mega și se freacă de șasiu.
intrăm frumos pe barul sunelu semnalizare și acum să vedem noi unde și cum ne-o întoarce. Eu mă gândesc să mă bag așa ca tâlharul în curte la ăștia de la firma de lângă, că nu știu zoaia unde mă întorc. Eu am descălcat undeva în spate, aici în fața am găsit păsate loc și îs curios dacă aș putea să intru în ogradă să descarc. Hai că ce prostii vorbesc, să intru în ogradă să mă întorc. Hai mă, băieții, mă. Și mă gândesc că intru la nesimțire frumos aici în curte, mă întorc ca și cum fac parte din peisaj și mă duc, ies afară ca și cum nimic nu s-a întâmplat. Supăr ăștia pe mine, oare, dacă fac o chestie de genul. Și că accesul interzis, proprietate privată. Atunci am văzut ce să zic, nu facem o nesimțire, mere mai în față și vedem pe unde ne întorcem. Aici nu mi ajunge drumul. Mere întâi pe drumul ăsta înainte. Ce pula noastră să facem? Avem ce face, n-avem ce face. Bă, deci e o vreme afară. Mâncu-vă. Deci vine să-ți bași pixul, nu altceva. Ce că-s 18 grade, dar asta nu mere bine. Tot 18 grade arată. 2-3 grade afară în puii mei. Cred că n-avem noi unde întoarce și cred că merem noi pe drumul ăsta și vedem pe unde ajungem noi în drumul în care trebuie. Bate vântul, n-avem pistole, ca pixul e vremea, bă. Ca pixul, bă, nu altceva. Bă, da. Totuși, unde merem? Cel puțin încerc și pe aici traseu că am gol. Am ținut și un podel, de 10 toni dacă gol. Deci eu normal am venit pe la Popeș de Ordeni în coace și drumul ăsta m-ar duce undeva la Berceni. Dar știu eu zoia, mă, dacă se pot merge pe drumul ăsta. Ce-ai mare lucru dacă nu din nou interzis. Dacă văd eu pe aici neapă unde mă duce GPS-ul, dacă reușesc să trec podul în direcția aia, ce trebuie. Dacă nu... Pam, pam, pam! Nu mai vine vara, mă, băieții, mă, băgania în gura noastră încă, bă, nu mai vine vara, mă. M-am plictisit deja de frig și cursa asta am venit îmbrăcat exotic. Am zis, bă, trebuie să iasă soarele, bă, cât subțin așa și... Surpriză! Cum zice Celentano? Surpriză! 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 Ia, surpriză! Surpriză, mă, băieții! Frig în continuare. No, bine, hai că nu vă țin la ce să vă plictisesc. Când ajungem acolo la podul ăla unde nu știu dacă pot trece, dăm drumul din nou la chiar. Dacă nu dăm drumul pe la București, că n-ai rost să vă țin cu mine pe drumul ăsta plictisitor din țară. Mai avem sub un kilometru până ajungem la intersecția cu drumul înspre podul respectiv, care nu știu dacă e interzis sau nu, cel puțin două poduri mai în spate, e trecut în coace, înspre Oltenița, cum am venit pe partea aia, alaltă erau tătii cu 7 tone, 3 tone, nu știu ce. Ei, podul ăsta mi-a scăpat. Îs în localitatea sau satul Crivăț și aici o să fac dreapta înspre Budești, trebuie să mă duc. Și din lipsă de indicatoare o să vedem dacă îi permis sau nu. Avem șansa să mergem să ne băgăm până acolo și să ajungem la un pod pe care să nu-l putem traversa.
cutia pe aici în ea, să vedem dacă avem interzis. Uite, 3, atenție, 7 toni jumate, 3,50 m înălțime. Deci, băjeții, ne-am cam dat-o sus. Și în situația asta, dacă avem pod, e cum e ăsta, 3,5 m înălțime, 7,5 toni. Ce pot să fac? Mă duc mai departe către București și am de ales. Fie mă duc și rămân blocat pe un pod sau să rupem un pod cu mine, fie fac tranzit pentru o zonă în care probabil nu-i permis. Cel puțin nu știu dacă e permis tranzitul pe la Berceni. Pe la Jilava, din câte am văzut, interzis să viu în coace. Mai este Jilava, Berceni, Popești, Leordeni sau ce, Dragomirești, nu știu ce rahat era acolo unde am făcut eu în coace către pe Naționalul 4 direct către Oltenița. Deci, românica asta la capitolul indicatoare e praf. Cel puțin putea să dea ei din spate, mă. Putea să dea ei că interzis către București 752 sau chestii e genul. Să știi că nu poți ajunge. Ajungi într-o situație de asta în care efectiv ce faci, mă? Să-mi bag piciorul dacă nu. Eu dăm mai departe către București și vedem acolo când ne apropiem de Berceni. Cel puțin o să-mi bag pe GPS în momentul ăsta Berceni. Că el are tendința să mă ducă pe la Jilava, unde știu dinainte că e interzis. Din ce ziceau colegii prin stație, fiindcă n-am intrat înspre Berceni, să văd. Cel puțin, uitați, e unde vin dinspre Oltenița. Până aici, pe acest drum comunal 411, nu este niciun indicator de interzis. Și atunci mă duc către Berceni. Dacă o să pot intra pe Berceni, intru, dacă nu mă duc mai în față. Și intru pe Jilava pe interzis. Pe undeva trebuie să ajung în centrul capitalei. Când e întors, n-am putut să mă întorc. Și uite, ce puteam să mă întorc, dar deja am parcurs minte în 20 km. M-am afundat înspre București. Ce să te mai întorci? Și atunci trebuie să te adaptezi. Fie ești o amendă, fie faci kilometri cu nemiluita. This is Românica. Am mai găsit o alternativă. Într-un kilometru din nou ajungem la o posibilitate de a merge spre Naționalul 4. Din nou trebuie să trec peste Argeș. Ceva Someș ca la noi la Cluj. Cam așa e de mare cam cât Someșul. Și nu sunt poduri, din câte observi, pe partea asta strică, în partea aia, nu sunt poduri permise pentru camioane. Plătesc niște jorse de poduri. Nici nu vreau să vă spun că mai devreme când am schimbat județul dinspre Călăraș, cum e înspre Oltenița, județul Călăraș, cel puțin așa mi-arată Călăraș acolo, am schimbat județul cu Giurgiu sau avea Lomița, nu știu exact, că îmi scap acum în ea, dar știu că am schimbat județul, că era indicator că am schimbat județul. Nici nu vreau să vă spun că era indicator de 11, interzis 11,5 toni exact în dreptul indicatorului. Dar nu de la pe axă, per total. Și ai toată meri, păsate, 11,5 toni. Ies la ieșire din Oltenița când m-am încadrat pe drumul ăsta, practic n-am schimbat drumul comunal, nu mi-a dat niciun indicator preventiv care să-mi spună, din toată așa e pe drum, n-o întoarce-te. Nici n-ai cum. Bun. Aici mai avem alternativa asta. Asta mai verificat-o eu și înainte, dar n-am intrat pe ea. Și mă gândesc să o încerc. Să văd dacă pot să trec înspre Naționalul 4. Cel puțin aici ne-ar trebui să fac în dreapta. Dacă nu am interzis, mă bag. Ia uitați, încadrez frumos, n-am niciun indicator în intersecția asta cum că ar fi interzis. Ceea ce ar trebui să însemne că odată ce m-am încadrat pe drumul ăsta, ar trebui să pot ajunge, nu? Dacă ar fi aici un indicator, cred că în 2 km avem podul, ar trebui să-mi dea interzis tonajul respectiv peste pod. N-avem interzis.
Dar să nu uităm că suntem în România și există posibilitatea ca în momentul în care ajung în fața podului, surpriză, interzis, dau tonii, tritonii, deci zăpotii. Am pățit. Dar totuși nu mă lecuiesc niciodată și încerc. Încerc în a câștiga timp. Ia să vedem, ajungem la pod. Aici, atenție, m-am gândit să intru, era cu vreo 10 km mai scurt total pe unde m-am dus eu, comparativ cu traseul ăsta. Dar având în vedere că am mai văzut încă 3-4 intersecții care veneau înspre ștătii, erau cu interzis și dubioase. Am zis, bă, hai să nu. Așa nu. Ia să vedem. Și să vedeți numai că e și permis, mă, mâncu, bă. Să vedeți voi numai că e și permis. Ia uitați podul. Uitați podul că ajung pe el, mă, să-i și permis. Și era cu 10 km mai scurt. Dar de unde să le știi pe tătie? De unde? N-ai de unde să le știi. E exact identic podul ăsta, seamănă cu, ia uite, podul vechi. Ăla Nia mi-l dădea pe Google, poze. Și ăsta e podul meu, și tot pe ambele. Încă două poduri, mă, sunt aici, mă, unul lângă altul. Să fac pixul dacă nu. Fenomenal e românica asta. Ale ceva pode. Podul ăla e pe ceva drum de pământ. Uitați, palastul se trecea pe el, cred că la drumul vechi. Fenomenal, încă două poduri aveam aici, bă. Să-ți bași pixul dacă nu. Să-ți bași pixul, nu altceva, uite. Aici puteam veni. Hai. Vedeți, cam de asta nu mă lecuiesc. Cât de multe ori ajungi în situația asta și câștigi. Sau pierzi tot și trebuie să te întorci și să povestești singur și să drăcuiești. Și așa mai departe. Bun. De aici mergem și dăm în Naționalul 4 pe care am venit și ieri. N-are rost să vă plictisesc. Îi dăm drumul la bucale să vedem pe unde încărcăm și ce încărcăm și cum ne mișcăm acolo. Ia, mă, băieți, mă, aflându-ne și pe vârful Bucureștilor. Bă, ceva viaduc de ăsta, gen sens giratoriu zugrumat, atârnat. O să intrăm înspre București. E, nu v-am spus, avem momentan două încărcări, una de aici, de la... Opa. E pe... strada Ciclop. Undeva după ieșirea de Domnești. Practic intrăm înspre București pe acest super viaduct. Adică viaduct sens giratoriu copoțat. Intrăm frumos. Clientul a zis că nu are locație. Fapt care pe noi o să ne facă să intrăm înspre el. Și înainte cu câtva timp o să îl sunăm să ne spună, și că înainte să ajung la strada respectivă de mine menționată, Ciclop, cred că zice, îl sunăm pe client să ne spună cum căcat pe băț ajungem la el. Ce nu l-am întrebat îi că ia uite ce zboară apa bevaș, ce spălăm mașinile de pe lângă drum. Ce nu l-am întrebat? Nu l-am întrebat dacă se poate intra, vorba mea, cum spun eu, cu tirul la el. Ăsta e un aspect. Se mai tare ca sabia lui Zoro. E foarte fain ca pieton. Acum că avem pe un băltoi și tu să-și fii norocosul care ești pe trotuar. Mă dați seama, nu? Ia uite indicatorul de București, oraș martir.
Da, mă, așa-i spune la strada asta, vezi că am uitat. Dar acum ne-am amintit. Prelungirea Ghencea. Ghencea, numai la televizor am auzit de Ghencea. Și uită-mă pe prelungirea Ghencea. Aflându-mă aici chiar cu Tirolilo. Ia să-i dăm un telefon, să-i spunem că mai avem o leacă domnului client, să vedem ce zice dânsul. Deci chestia asta, nu, nu mai intri, te-ai răzgândit, n-a de pace. Chestia asta din nu mă disperă mai tare ca orice lucru. Să spui la cineva, să te sune. Dacă cel puțin mie când îmi spune cineva, sună-mă înainte să ajungi acolo imediat și spune-o pe unde să vii. Și după ce suni, nu îți răspunde la telefon. Păi bă, spune-mi când te-am sunat, pe unde să ajung. Uite, ajung în situația asta în care ajung. Unde mi-a zis el, oare și cum, și nu știu unde să mă duc la el. El nu mi-a zis, că trebuie să-i mai dau un telefon să-mi zică. Băgaj drog de nas. Mai lăsăm un pic, nu tare mult. Și dacă nu ne sună înapoi, mă apuc și îl sun în mod repetat. Una într-una, una într-una, una într-una, până îmi răspunde la telefon. E că nu se face așa. Mai ales cu un camion care nu poate staționa ca o mașină mică. Cum vrea bălălăul tău. Frumos arată capitala noastră europeană pe prelungirea Ghencea când plouă. Avem aici Belz până în renunț. Este acolo acostamentul unde poți să staționezi? Și vă sun când sunt acolo, da? Lângă clădirea albastră. Ok, mulțumesc. Salut. Da, am uitat să dau drumul la cameră sau am dat, nu știu, în momentul în care ne-a răspuns. Și fiți atenți, deci, căutăm un deci, informațiile care noi le-am primit anterior în prima convorbire telefonică, îi că pe prelungirea Ghencea o să ajung la un moment dat în dreptul unui, o să ajung într-un sens giratoriu improvizat din balize, atenție, ca așa mi-a și spus, albe și roșii. Iar după 50-60 de metri, cam așa, deci o să-mi dau drumul la ruletă. Asta era o descriere care pe mine mă lasă rece. 50 de metri, 100 de metri, la exact 100 de metri, la exact 120 de metri. Gândești că eu am metri să măsor, am metru sau nu știu cum. După exact 50-60 de metri o să văd o clădire albastră fără garduri. Și eu acolo trebuie să ajung. Și o să acolo să staționez pe avarii. L-am întrebat dacă am agostamentul este să staționez. Oh, nu, stai pe bandă acolo, pe avarii. Bine ai venit la București, Mirciurică. Păcăt să ai pula încă. Și acolo din nou când ajung iar îl sun. Deci aici suntem pe telefon. Aș pula, ia uite că ajung la sensul giratoriu cu balize. Încă după ieșire e blocat. Sunt poștea din sex opus. Ce prost ești tu? Dă drumul la semnalizare și ea mi-a arătat în față. Bă, să-mi bag pixul dacă nu. Digi TV. O vin să filmeze Tina. Bun, deci ajung aici. După aia exact la 50-60 metri dăm drumul la ruletă, unde vedem o clădire albastră, deja o văd. Aia nu-s 50-60 metri, nici dacă stai în pulă. O jumătate de kilometru. Mai bine, cred că.
vezi că au mașină micuță la încărcare, deși sunt de când e pula lui Dumnecatul. Să stau acolo pe avarii. Roxana, băga mea și pula e încărcare, Roxana, să-mi trag pula în ea. Aici ne-a trebuit să o bagă în puiul mei cu spatele. Hai că prin chemul că deja băvățân aici pe voi că îmi bag pixurile în care trebuie să bag cred că acolo cu spatele. Și apoi să nu-ți bași piciorul încă când vii la client să-mi bag pixul, că nu trebuie să intru acolo nia cu spatele. Și tu trebuie să stai pe bulevard. Deci chestia asta din nu mă disperă cu nervii maxim. În București vii ca fazanul. N-au loc de parcare, n-au loc de așteptare, sunt și dinainte, nici nu te așteaptă cu porțile deschise, îi sun la infinit, ai încă altă mașină, trebuie să aștept. Cum să faci la bucale, pe avarii, devine poliția, îi trimit la ei acolo înăuntru. Ia și piciorul încă. Și să mai zic, mă băieții, mă, mâncu-vă, splina voastră, am intrat acolo cu spatele. Am încărcat mega repede, m-am plouat ca pomâț și am ieșit mega repede, fiindcă altul era în aceeași situație ca și mine, direct în stradă. Și am ieșit și am fugit, că am întrebat, bă, pe unde fac eu amul stânga de aici, de la voi? Fiindcă ați văzut că erau balize pe drum și nu puteam să mă întorc înapoi către centură. Și am venit vreo kilometru mai în față, unde pot spune că am găsit... Adică unii mi-au zis băieții că este un dedeman și dacă intru înspre acest dedeman, în fața musei jiratorului ne pot să mă întorc. Și atunci treaba e stolgoșe, e cum trebuie. Facem aici frumos un virgonz. Ne întorcem înapoi. Și merem la... depozitul nostru de Evanwijk, al Evanwijk-ului de la Chiajna, unde vom mai lua ceva marfă și o vom tăia către Cluj și să vedem dacă și merem să descărcăm această marfă sau o dăm jos în depo, nu știu. Fiindcă m-a sunat deja Vlăduțu, care ar zice că are ceva țigănin cu mine de făcut. Și să vedem despre ce vorba. Trebuie să sunăm pe Roxana, să întrebăm care e șpirul. Că nu, nu suna Vlăduțu. Cred că acum ni ar și putea să o sun până stau aici la semafor. Pe Roxaneata, să vedem ce zice. Îmi băgăm aici frumos căscuța. Și dăm un telefon. Am gătat, am plecat în momentul ăsta spre depozit, nu zi la Chiajna. Întrebarea mea pentru tine e, marfa asta ce fac cu ea? Mă duc eu să o descarc? Că m-o sună Vlad și o să-l sun după să știu ce am de făcut. Deci mâine o livrez eu la Bistrița. Păi eu numai un CMR am cu Bistrița, atât. Bine atunci, să știu să-l sun pe Vlădu, să-i spun care-i schema. Da. Da. Bun, am lămurit atunci. No, bine, mersi. Pa, pa. Deci, surpriză. Motherfucker. Ia uitați, de aici ne-am încărcat eu. Bevaș, bevaș, ia și din partea asta altă. Bevaș, nici bevaș. Când i-ai băgat camionul alb, acolo am fost și eu. Bevaș. Să-ți bași piciorul și nu altceva. Bine, dar înapoi către centuriță frumos și să mergem să încărcăm. Căci că avem trei livrări, începem Târgu Mureș, deci ajung numai mâine după masa acasă. Deci practic prin o extorsiune de angajament ia unuia pentru un spirit. Trebuie să mai fac o pauză și să vedem de aici, de la bucale, pe unde o tai înspre
Târgu Mureș, că cred că trebuie să mă duc pe Cheia sau pe Târgoviște. Nu pe Târgoviște, că atât în Valea Ortului, da. Hai că văd eu pe unde, că cred că pe acolo trebuie să mă duc. DN-ul închis. La orele la care ajung eu pauză, nu mai vreau să fac deloc. Am făcut bugătă. Hai că vedem cum le învârtim și cum le sucim. Da, mă băieții, cam ăsta a fost vlogul Ețau de astăzi. Continuarea o vedeți în următorul vlog. Nu uita, dacă mai ești aici, să bagi un lăiculeț, să bagi o abonare dacă nu ești abonat. Și la fel de cum vă spun de fiecare dată în încheierea vlogurilor, Avelo Bactalo lumii!